Bună seara, oameni buni! Este ora 10 fix. Și noi la ora asta mâncăm desert. Cu tati, cu Natalia, cu Roberto. E foarte bun. Cu Denisa. Tortul ca lui. Ce Denisa? Angie. Bunica a mâncat jumătate de măr. Eu am zis că mănânc numai un pic de măr. Dar după aia am zis, dar nu mere măr. Am mâncat și cu un pic de șonc. Și am mâncat și un pic de șonc și un pic de măr și acum și un pic de desert, că e prea bun. E prea ca la țară. Și acum vă filmez că e un moment așa frumos. Păcat că n-am surprins-o pe Natalia, ci s-a bucurat când am zis că hai să mâncăm tortă. Și ultima seară când mai suntem împreună, mâine urmează să plece. Din păcate, iar o să rămânem în format de 4. Natalia. De 4, un copil, la. Asta este. Mami, vrei să spun și două cuvinte? Deja de 20 și ceva de ani m-am obișnuit cu plecările și cu vinirea. De ce să mai spun? Deci aici e gara. La noi e gara. De 20 și ceva de ani, când pleacă o zi, două, trei, poate o săptămână, îs așa cu capul nori și după aia revin. Nu, la asta, că vedem la telefon și vorbim cu da. Ei. Vorbim cu ei în fiecare zi. Da. Trebuie un așa mic, ok? Da. Deci, eu la Anca știu aproape fiecare colțișor din grădina ei, din casa ei, că îmi tot arată cu telefonul și vorbim, deci știu tot, cum să zice, dar practic să fiu acolo, nu. Da, odată și odată o fi altfel. Nu bine. Mai. Nu mai zicem nimic. Mâncăm acum puțin. Roberto, dă și tu câte ceva. Așteptăm să plecăm în Germania, să ajungem cu bine acasă. A fost foarte scurt. Ce? Nu știu, a trecut așa repede. Ca și cum când am fost aici, dar a fost foarte frumos. O săptămână trece repede, da. Da. Îmi pare rău, eu încă și nu m-am obișnuit. Tot pe căruri și... Nu. Dar asta e viața, așa. Așa e. Asta e viața. Așa, Roberto, când vinti la pensie... Ți-ai luat pe părul de aici, așa. Fii frumos. Până o să fii pensionat, te muți la România. Și dulce, și tăpușit. Eu sunt numai mai 40 de ani, deci e ok. Nu-s 40. La 67 pensie și eu am 28. 39, nu chiar 40. 39, nu chiar 40, deci... Când o să fii în pensie tu, eu o să am grijă de tine. Tati, tu ce poți să faci când o să fie Roberto la pensie? Eu o să fiu în cer. Eu o să-l văd pe Roberto în cer. De sus. A Natalia, prea mult, mami. Prea mult, Natalia. Da, da, puiești. Uuu, uuu, mai lasă și mâine. Lasă și mâine. Că nu știu ce de energie are acum.
un pic, ok? Ok. Ăla e rece, Angie. Păi și ăsta vă rece. Nu se simte așa mult. Dar dă-i acum un pic, nu? A să și înghețată pe pat. Și vată pe băț. Și vată pe băț. Ioi, Mini nu mai primești. O săptămână mai primești dulce. Nu, Mini. E ciocolată. Da, budincă de ciocolată. Are chef. Tot ce-ți acum da se face. Ok, eu închid. Până e așa o atmosferă mai plăcută. Denisa, cum ți-a plăcut la noi? Natalia. Mi-ești mega fain, halt. Da. Ich fand es auf jeden Fall sehr schön, alle mal wieder gesehen zu haben. Und ja, auch, keine Ahnung, ich war ja mit Papa auch mal spazieren und so, das fand ich auch sehr schön. Ist natürlich die Zeit sehr schnell umgegangen, dadurch, dass jetzt auch Feiertage dazwischen waren, dass meine Eltern auch noch was regeln mussten und so. Also ist sehr schnell umgegangen, man hatte leider nicht so viel Zeit zusammen, man konnte jetzt nicht so viel zusammen machen, wie man es gerne hätte. Ja, war sehr schön. Aber, ja. Und der Hütte, ja. Geht halt schnell vorbei. Data Vitor, ich bin mein Wiener. Anul viitor. Anul viitor? Zic eu, mai ești e. Da. Vedem. Denis a spus că i-a plăcut și ei foarte mult, dacă s-a scurs timpul prea repede, mai ales că or fost de rezolvat o grămadă de chestii cu documente și așa mai departe, tot pe la avocat, pe la, eu știu pe unde urmez, pe la semnat. Da. Și eu nu prea am putut să facem așa mult împreună, că tot pe picior de plecare au fost și Mirela și Anca și toți. No, asta este. Important e că s-a rezolvat ce trebuia rezolvat. Da. Mirela e fericită, Anca e fericită. Eu am câștigat la biliard. Tu ai câștigat la biliard? Ce ai câștigat? La biliard. Odată m-am bătut eu singur, nu? Că n-am mai avut răbdare. Și odată am câștigat cu cine? Cu tine sau cu Ingo? Cu Ingo, da, odată. Da, self feel. Ok. Vă lăsăm acum, nu știu, cred că mai filmez tu lui Ian și, ha? Când pleacă. Și pun la filmare asta. Ok. Seară bună vă dorim. Seară bună. Bye-bye. Vă dorim numai bine și o seară binecuvântată, pace. Dar mă duc la biserică, să nu mă cerți, că nu mă duc. Eu mă duc. Nu, eu chiar mă duc. Face mult sport, nu? Să faci mult sport, auzi. Da, hai, mami, hai că nu mai e drum. Face când mere la biserică. Se vine? Hai, da și tu, când ai timp, vină și tu de la noi. Tot cu așa mașină încărcată. Muzică, cum va? Yes, I've seen his eternal glory. Felt his hand when I was a stranger. I never knew until then what his love truly meant. Vorbim la telefon, Natalia cu ei, bine? Pe cine vă zic, pe mine sau pe fani? Hai că îi mai vin până afară. Inzwischen sagt man in Deutschland, zu Hause ist wo WLAN ist. Das ist das. 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 Das ist das
Se întoarce. Exact. E prea multă circulație, știi, principală. Ei, cactusul! Da? Ai pus? Îl ia Roberto în cactus. Ceau, Roberto. Mirela, ne-am despărțit, deja de ea mai înainte, eu au plecat mai repede. Iar rămânem în formatul nostru, din păcate. Dar cândva n-o să mai trebuiască să ne despărțim. Când Domnul știe. Golfuleț micuț, se duce pe toată lumea acasă. Ok, doamne, sunt. Hai, bun!